Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii martie și la final de fiecare zodie vă voi da niște puncte de cotitură pentru următorii 10 ani, adică ce caracterizează acea perioadă ca și importanță. O să vă spun că la modul general luna martie este o lună foarte bună pentru unele zodii și nu așa de bună pentru altele. Și vă voi detalia asta la fiecare zodie în parte. Ca și evenimente care ne vor marca luna sunt: pe 3 martie, planeta Marte se mută în Gemeni, urmând să facă un trigon cu Saturn pe 22 martie, o conjuncție cu nodul Nord pe 28 martie, iar pe 14 aprilie, trigon cu Jupiter. În această perioadă, modul de acțiune se va adapta mai ușor la nevoile de moment și se va încerca o abordare mai pragmatică, mai rece, care să aibă în spate strategii bine studiate cu atenție. Impulsivitatea dată de planeta Marte scade în intensitate, lăsând loc abordării mentale. Și va fi confundată asta în unele cazuri chiar cu o lipsă de implicare. Marte și nodul Nord vor căuta soluții adaptabile și aplicabile pe termen lung. Pe 6 martie, planeta Mercur se află la cea mai mare elongație, adică 27 de grade. Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec și vorbim despre echinocțiul de primăvară. Și asta aduce neîncredere în comunicare, grijă de pierderi materiale, dar este favorabil și ne încurajează în proiectele de mare anvergură. Pe 22 aprilie, Saturn va perfecta trigonul cu nodul Nord, impunând o direcție mai clară de evoluție personală și socială. Pe 13 martie avem lună nouă în Pești și pe 28 avem lună plină. Ritualurile de lună plină și lună nouă le cunoașteți, le aveți pe canalul meu YouTube, trebuie doar să le canalizați pe domeniile caselor astrale afectate pentru fiecare zodie în parte. Înainte de a începe prezentarea pentru fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia găsiți materiale speciale, altele decât le găsiți pe YouTube, aveți acum titlurile pe ecran și mai aveți și concursul unei astrograme personalizate. Haideți să vorbim acum despre amprenta lunii martie pentru fiecare zodie în parte și tendințele pe următorii 10 ani, tot pe fiecare zodie în parte. Să vorbim despre Fecioară și cei cu ascendent în Fecioară. Este o perioadă foarte bună pentru voi până pe 28 aprilie, pentru că majoritatea planetelor importante sunt în mișcare directă și vă împing de la spate și vă obligă să înaintați cu viteză maximă. Așa că voi veți ajunge la destinația dorită mult mai repede, pentru că toate aceste planete vor fi binevoitoare și vă vor da tot ajutorul din lume, așa că profitați! La voi casa 10 va fi mai energizată în prima parte a lunii și apoi spre sfârșit casa astrală 8. Dacă vă uitați pe tabelul din imagine, tabelul planetelor pe luna martie, o să vedeți că nodul Nord este în Gemeni și va sta așa până în decembrie. Asta înseamnă că vor exista evenimente predestinate care ne vor obliga să ne adaptăm schimbărilor vremurilor actuale. Pentru nativii Fecioară vor avea loc ajustări, soluționări sau finalizări legate de activități casnice, familie, părinți, întemeierea unui cămin, îmbunătățirea locuinței, proprietăți imobiliare, viața privată, intimitatea și acoperirea nevoilor sufletești. Mai vorbim despre noi oportunități și șanse legate de succesul ce trebuie atins, de carieră, plan profesional, statut social, urcarea în ierarhie, relația cu superiorii și autoritățile, imaginea publică, renumele, recunoașterea meritelor pe plan social, faimă și reputație.
Tot din tabel îl vedem pe Chiron în berbec și el va sta așa până în 2027. Chiron ne afectează în privința identității personale, a trezirii conștiinței și a încrederii în noi înșine. Ne readuce pe plan suferințele mai vechi, legate de felul în care ne percepem, independența noastră, siguranța de sine, încrederea în propriile forțe și instincte, inițiativa și preluarea conducerii. Pentru nativii fecioare înseamnă redeschiderea unor răni ce țin de ajutorul din afară, pierderi, intimitate, bani și posesiuni la comun cu cineva, puterea de regenerare și depășirea situațiilor critice. Pe 3-4 martie avem planeta Marte în mers direct, care se mută pe energie de gemeni și va energiza casa voastră 10, casa renumelui și a succesului. Ținta supremă în viață, viața publică, superiorii, relația cu autoritățile, ambiția și organizare. Așa că este posibil să vă reinventați, să apareți altfel în public, însă cu mențiunea să vă luați și o pauză mentală bine meritată, pentru că altfel veți avea ceva probleme la acest capitol. Să nu uităm că dragul de Marte este planeta războinic, care aduce și conflicte. Și la voi, eu cred că este vorba despre o bătălie mentală, adică aveți niște conflicte interioare voi cu voi înșivă, despre cine sunteți, cât de departe ați ajuns, cum stați cu cariera și așa mai departe. Dacă aveți asemenea conflicte interioare, trebuie să vorbiți cu cineva despre asta, nu neapărat cineva de specialitate, dar cineva care poate să vă asculte și să vă dea un sfat bun. Pe 13 martie avem lună nouă la 23 de grade în Pești și asta se întâmplă pe casa voastră 7, care este casa căsătoriei, a relațiilor, a contractelor, a partenerilor, viața mondenă, justiția, relația cu adversarii și echilibru zilnic. Pe lună nouă se fac ritualuri și voi le găsiți pe canalul meu YouTube la rubrica de ritualuri și astrologie. Trebuie doar ca în această lună să le faceți raportat la domeniile amintite mai devreme ale casei 7. Acum voi trebuie să profitați de această perioadă întunecată de magie și să vă plantați intențiile de viitor, privitor la căsătorie, parteneri sau orice altă intenție sau dorință ați avea din zonele amintite de mine. Și ele se vor împlini cu ajutorul lunii noi. Timp de 4 săptămâni, radarul vostru trebuie să se plimbe pe aceste domenii de viață. Și pentru că aici vorbim despre o perspectivă nouă, proaspătă privitor la relații, și deoarece ne aflăm pe energie de pești, trebuie să ne lăsăm conduși de intuiție și de instincte, ca să aflăm ce vrem și ce dorim să realizăm de fapt. Planeta Mercur, de asemenea, se mută în energie de pești pe 15 martie, dar este pe o energie slabă acum. Se va ocupa doar de detaliile casei tale 7. Așa că partea de logică nu are ce să caute aici. Vă veți baza pe credință, intuiție și flair, pentru că veți intra în foarte multe feluri de relații în această perioadă. Pe 21 avem soarele, care intră pe energie de foc și va energiza casa voastră 8, casa care are o mare încărcătură karmică și descrie marile încercări karmice ale voastre, marile greșeli rămase restante din vieța anterioare, lecțiile dificile ale vieții prin care trebuie să vă înțelegeți erorile dintr-o viață precedentă și să le reparați cât se poate. Este locul marii transformări radicale din această experiență. Ea poate oferi și unele indicii despre modul în care a survenit moartea voastră într-o viață anterioară. Planurile vieții guvernate de casa 8 sunt intimitatea, banii, moștenirile, procesele, accidentele, rentele și alocațiile, crizele de orice fel, eliberarea de probleme, transformarea și, în general, schimbarea voastră ca și om. În același timp, tot acum are loc și echinoxul de primăvară, adică începutul unui nou an astral. Soarele este chiar în elementul său de foc, îi place acest loc și va iniția lucruri noi și frumoase. Acum este cel mai bun moment să vă detoxifiați și fizic și mental
de tot balastul lui 2020. Trebuie să vă dați voie să vă eliberați de tot ce este negativ și să porniți spre ceva mai bun, raportat la domeniile amintite de mine mai devreme. Pentru că această casă 8 este locul de renaștere al armoniei în viața voastră. Ca să renașteți în ceva, trebuie să fiți conștienți că pe undeva trebuie să fie și un sfârșit a ceva, ca să puteți să o luați de la capăt spre mai bine. Și trebuie să mai știți că libidoul vostru o va lua razna, hormonii vor țopăi și ei și veți fi chitiți spre acțiuni intime și cât mai des. Pe 22 martie o să fie o zi specială din punct de vedere astrologic, adică vom avea un trigon dintre Marte în Gemeni și Saturn în Vărsător. Așa că vom deveni mai ambițioși, mai concentrați asupra sarcinilor și gata de un efort suplimentar pentru a obține rezultate importante. Acționăm cu mai multă disciplină și suntem dispuși să amânăm unele plăceri în schimbul ambiției de a reuși cu ce ne-am propus. Așa că o să îmbinăm planificarea cu anumită spontaneitate și vom face pași mărunți. Rămânem perseverenți și focusați, dar facem conexiuni mentale rapide și variate. Toate acestea pot implica un volum mare de informații, de mesaje, negocieri, dar și oarece deplasări. Pentru că această zi este denumită și ziua sincerității, în care cei născuți pe 22 martie au calități speciale, mă gândesc să fac un material separat, mai amplu și mai edificator, imediat cum terminăm previziunile lunii martie pentru toate zodiile. Pe 28 martie încheiem luna care este bună și frumoasă, să recunoaștem, cu o lună plină la 8 grade pe energie de balanță. Va energiza casa voastră 2, a banilor și a resurselor materiale. Casa 2 este guvernată de Venus și îl face pe individ conștient de valoarea sa și are în prim plan ceea ce deține individul pentru a se simți în siguranță, adică confort, securitate materială, emoțională, viață tihnită, strictul necesar, nevoile primare. Cuvintele cheie sunt eu și nevoile mele, eu cu tot ce am nevoie, eu în confortul meu, valorile mele, proprietatea mea, tot ce este al meu. Pe lună plină facem ritualuri, o parte le aveți în detaliu pe platforma Patreon și altele există și la rubrica mea de ritualuri și astrologie. Așa că acum este o perioadă în care trebuie să finalizăm ceva ce nu merge bine, să renunțăm sau să definitizăm sub o altă formă. Așa că orice fel de situație ce ține de bani, de situația voastră materială, de confortul vostru material, trebuie reanalizat și refăcut după noile voastre nevoi. Poate este bine să vă concentrați puțin și pe partea caritabilă a vieții, să faceți niște acte de caritate, adică să-i ajutați pe alții, într-un fel sau altul, nu numai financiar. În concluzie, martie va fi o lună a empatiei, ceea ce înseamnă că fecioara va părea foarte demnă de încredere pentru persoanele din jurul său. Pentru că, tot vorbind despre relații de familie, ele vor înflori frumos în această perioadă și voi o să vă simțiți mai bine în acest cerc decât cu prietenii. Cunoașterea este exact ceea ce cauți și ca să le împărtășești altora, trebuie să o primești la rândul tău. Dacă ești într-o stare de relație cu partenerul tău, el va fi ceva mai mulțumit decât până acum, pentru că tu ca și fecioară vei avea multe de oferit și vei avea multă dragoste și înțelegere de dat, mai mult decât în alte luni. În martie, fecioarele vor fi la lucru, aproape non-stop. Uranus vă va încuraja să creați noi provocări pentru voi și veți avea o multitudine de idei bune. Deși veți progresa în multe feluri, veți uita de sarcinile uzuale zilnice, ceea ce va duce la complicații în relația voastră cu colegii. Vor avea oarece nemulțumiri. De asemenea, veți fi predispuși pe partea de sănătate la probleme intestinale către sfârșitul lunii. Așa că asigurați-vă că tot ce consumați este gătit bine și în termen de garanție. Nu uitați să includeți
cât mai multe fibre în dietă. Să vedem așa pe scurt, în rezumat, cum vor sta lucrurile pe următorii 10 ani. Soția Fecioară are în față o decadă în care toate visele lor vor deveni realitate. Chiar dacă multe persoane născute sub acest semn de pământ și-au pierdut speranța de mult. Fecioarele pot lua decizii radicale, bruște, pe neașteptate, mai ales când se simt în pericol, pentru că așa au făcut și în ultimii ani, dar sunt în stare să analizeze puțin problemele pentru a găsi o soluție de durat. Despre asta va fi vorba în următorii 10 ani, adică combinarea spontaneității cu predictibilitatea. Până în 2025, nativii au 5 ani în care trebuie să-și rezolve problemele financiare, în special aceia care au până în 40 de ani. Este un timp suficient pentru a pune la punct toate datoriile pe care le aveți, la bănci, la persoane fizice. Și ar trebui să vă ocupați de mici intervenții de sănătate, adică vizită la dentist, la dermatolog, un regim alimentar mai bun, mai sănătos, ceva sport, activitate fizică, la sala de fitness chiar. Până în 2023 trebuie să le rezolvați pe toate acestea. 2024 este un an al stabilizării, dar și al unor noi începuturi, mai ales pentru cei tineri. 2025 aduce împlinirea celor mai mari idealuri. 2026-2027 vor străluci din punct de vedere financiar, dar doar pentru fecioarele care muncesc și nu își bat joc de munca și activitatea lor și mai ales cele care învață să și economisească. 2028 și 29 sunt ani avantajos pentru nativii care vor să construiască o casă, să facă un copil sau să se căsătorească. 2030 este sfârșitul acestui ciclu astrologic, care le aduce fecioarelor momente unice, tot felul de trăiri și de experiențe care, cu mintea de azi din 2021, nici măcar nu le-au gândit. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran sau în descrierea materialului. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.